Doamne, când m-am uitat la ea astăzi, am zis unde spiticii, că ea e albă ca zăpada, 100% din poveste. Carina. Uitat în oglindă? Da. Și nu ți se pare că semeni cu albă ca zăpada? Nu. Știi cu cine seamănă Leit? Sincer. Cu prințul. Mai. Cu albă ca zăpada. Mamă, n-am ce să-ți fac dacă seamănă cu prințul albă ca zăpada. Acum vreți de mine? L-ați făcut și pe la like. Mă rog, e clar, astăzi nu funcționează la mine inspirația. Poate mâine. Unde mergi tu astăzi, Carina? Ilinca, astăzi merg să văd o piesă de teatru, O scrisoare pierdută. A, eu cu cine votez? Trahanache, Zoe, Zoe. Foarte frumos. Tu erai. Fii bărbat. Cum arată ținuta pentru o piesă de teatru, ne spune Constanția. Ai mai venit cu acea geantă de piele? Mie personal nu îmi place acea geantă. E personal. Da, scuze, Armand. Mie nu-mi place acea geantă. Iartă-mă. Pici, șerpaica mea. Mie nu-mi place acea geantă, nu se potrivește în context, nu-mi plac pantofii în context, i-aș fi schimbat. Ce ai fi pus? Aș fi pus, în primul rând, altă nuanță. Nu știu, aș fi pus un roz pal și dresul... Dar ce are culoarea asta tanții? Nu-ți place ție personal, nu? E prea țipătoare, da, mie personal. Ești mortală. Ție personal, mortal. Mie personal, nouă personal. Bine, tanții. Hai să vedem ce au de comentat jurații la adresa... La adresa prințului. La adresa prințului. Albei ca zăpada, eu rămân pe filmul meu în fața lor. Nu pleca tu, Carina, nu pleca nicăieri. Unde vrei să pleci fără să ne iei? În lume! Așa, imediat te organizez cu un cal, în pădure, cauți pe ală, pe zăpadă și 7 pitici. Îi găsești în spate. Nu cumva vii la pitici pe partea asta. Te duci pe partea la altă, că și așa se baită că-s picuțe. Săptămâna trecută. Nu, săptămâna asta. Da, te-ai făcut pe calul? Am cumpărat un cal pentru tata, îl iau împrumut. Bine, deci cal ai, cal am. Pitici găsești din spate, no offense. Am aici. Toți se peteau zile trecute că sunt mici de înălțime. Așa, tu, Carina, să știi că ai făcut un lucru în seara asta, adică, dar ție nu-ți place. Păi ție te pufnește râsul un pic de cum arăți. De freză. Fața mea. Zici, chiar că te-am văzut că de filaia, adică. Zici că-s prințul din... A, deși ți-a părut că se vede cu prințul, nu doar după mie. După ce ai zis, da, m-am văzut pe monitor și leită, leită, nu știu care e ultima de la albă ca zăpada scoasă, ultimul film scos cu albă ca zăpada, dar ești leit și cu cămașa aia albă. Prințul avea pantof cu toc. Deși pe vremea aia se purtau niște tocuri din astea mai chitan, așa, mai grosuțe. Mai Ludovic. Mai Ludovic. Dacă trădești Ludovic din la picioare, aia erai, deci fără discuție. O luai pe albă ca zăpadă de aici, pe frumusețea mea. Pe cea mai multe filme împreună, cu cenușăreasa, cu scufița roșie. Cert este că ținuta este bună, e inspirațională, e ce vrei tu, te-au izbit modele, te-ai chinuit să faci treaba asta. Da. Îmi place, deci chiar îmi place, este cu totul altceva față de ce ai prezentat până acum. Aia am vrut. Dacă tu îmi spui mie și dacă îmi explici cu o coerență și ești convinsă de faptul că acești pantofi cu baretă, ascuțiți, se potrivesc cu această rochie care vine fix sub sâni, are talia fix sub sâni, cu această coafiură paj și cu geanta, eu, în acest moment, mă transform din ceva de la Timișoara pe zona de vest. Nu știu în cine să mă transform. Tu consideri că se potrivesc? Un ceva teatral, într-adevăr, deci s-a izbit, dar Carina, puică, puiule, puiandră, las-o să... rochia nu se potrivește cu încălțările.
Eu mă uitam la voi două, la tine și la Constanța pe ecran când a fost split screen și am avut un flashback cu două fete din peisajul local, fabuloasele. Tu ești Diana, iar ea în contextul ăsta este Alina. Îți jur că sunteți leite. Serios? Cu fetele alea. O să și caut poze să le dăm copy-paste unul la unul. Overall, look-ul este unul bine compus. Mi-ai dat cumva și vibes de puțin mormon, dacă stăm să ne uităm. Are ceva din cultura aia. Da. E fata care la 16 ani iese în lume să vadă dacă îi convine ce se întâmplă în lume și dacă se întoarce înapoi la stătucul ei de mormoni. Și cu asta cred că am spus foarte mult. Bravo, ai stil. Mulțumesc mult, Alex. De ce stai cu genunchi așa, Carina? Nici tu nu vrei să... Pentru că vrei mult de tot să ieși din ținuta asta, recunoaște, să-ți desfaci părul, să faci vreau o pleată. Vreau să o dau jos de pe mine. Nu, vreau să-mi desfac părul de prinț. Te cred pe cuvânt, dar ai reușit un styling foarte bun în seara asta. Bravo, yeah. Estil, Carina. Mulțumesc. Prințule! Ca, te pup! Te pup, prințule, bravo, Estil. Te pup, prințesa mea. Aș face o rimă, aș face un vers, rică fante din obor și tănțica... pe motor, dar ce să fac, că nu pot în seara aceasta. Mulțumesc mult! Vorbește cu cei de acasă, Carina. Dragii mei, dacă v-a plăcut întruchiparea mea în prinț, vă rog frumos să mă votați cu 1 la 1220. Promit că data viitoare vin în prințesă, nu se mai poate așa în prinț. Nu mi-au plăcut pantofii cum au fost integrați. Pentru că toată ținuta era albă și deodată a venit o pată de culoare roșie. Mi-a plăcut mult ținuta Carinei și mie am învățat și eu ceva odată cu jurizarea ei pentru că mie îmi plăceau pantofii în combinația aia.